Un bucătar francez aduce savoarea Parisului la București. Medaliat cu o stea Michelin, acesta a gătit pentru Sir Elton John, Celine Dion și chiar pentru președintele Emmanuel Macron. Zilele acestea este în România, la invitația ambasadei Franței și ne răsfață și pe noi cu delicatese una și una. În bucătăria unui hotel bucureștean, șef Giro a pregătit un ospăț franțuzez de 5 stele folosind produse exclusiv românești. La 2000 de kilometri de casă, nu a adus cu el niciun ingredient. Pentru excelență, tot ce îi trebuie, spune el, este pasiunea. Iubește bucătăria de mic copil. Ma grand-mère, elle cuisinait simplement, mais elle cuisinait très bien. Ce que j'ai raconté l'autre fois et tout, c'est que quand j'étais à l'école, au lieu de manger à la cantine, je m'enfuyais de l'école pour aller manger chez ma grand-mère le midi. Et après, je me faisais crier par ma maman, elle me disait « Oh !» La 49 de ani, șef Giro conduce unul dintre cele mai renumite restaurante pariziene, Maison Blanche. L-a avut invitat acolo chiar pe președintele Franței, Emmanuel Macron, dar și vedete de la Hollywood și cântăreți de renume internațional. L'année dernière, il y a eu Zidane. Vous connaissez Zidane? Oui, oui. Zinedine Zidane, ouais, le footballeur. On a eu... Sharon Stone, Céline Dion aussi, je crois qu'on a eu. Quand on me demande, alors je vais voir les gens et tout, et je suis content de parler avec eux, mais sinon je suis timide, alors je reste dans ma cuisine. În realitate, Fabrice Giraud este un aventurier. A lucrat în Shanghai, Istanbul sau Bruxelles. Iubește să călătorească, iar preparatele lui au împrumutat câte puțină savoare din toate colțurile lumii. În România a fost cucerit de parfumul legumelor de toamnă și de arhitectură. C'était très bon. Le pâté de foie, la salade d'aubergine avec un peu de crème, je crois que c'était. Donc, je me suis régalé. Et puis, je trouve beau et tous les Roumains sympathiques pour l'instant. Pentru telespectatorii români a avut și câteva sfaturi culinare, savuroase și mai ales rapide. Une sauce, une vinaigrette ou non. Alors, c'était un petit peu d'oignon, un petit peu de sauce soja, un petit peu de sucre, un petit peu d'huile de sésame. Et qu'est-ce qu'il y avait dedans aussi? Ça, c'est une recette japonaise d'un de mes chefs japonais avec qui j'ai travaillé. On mixe tout. Hein? Et puis pour une vinaigrette pour la salade verte, c'est super bon. Pour rester mince et tout, les filles, voilà, pour vous, une bonne recette et tout. Ou alors, si on a froid l'hiver, un risotto. Românii îi pot gusta preparatele mâine în hotelul bucureștean, unde șef Giro va pregăti un brunch. Francezul a venit în România ca invitat de onoare al Săptămânii Gastronomiei Franceze. Ajuns la a 4-a ediție, evenimentul se desfășoară zilele acestea în capitală, dar și în Brașov.